M-a deranjat foarte tare atitudinea lor. Și în special că mă coafez este esențial pentru mine. Îți adaugă vreo 10 ani. Neața, ce faceți? Astăzi avem un clip cu gunoaie. Basically, cu gunoaie. Nu mai am pungaia de pânză, am aruncat-o pentru că s-a murdărit. Și avem un clip cu gunoaie, pentru că am zis să închei capitolul ăsta cu gunoaiele pe anul ăsta, cu produsele terminate, fiindcă mi-e să strănut. Am zis să termin treaba pe anul ăsta cu produsele terminate, să închei capitolul ăsta, pentru că n-aș vrea să intru în nou an cu produse terminate, cu gunoaie, așa, și zic, hai să facem curățenie. Voi realizați că mai avem o săptămână până la Crăciun și două până se termină anul ăsta? Croaznic. Mă trec fiori. Da, hai să facem ceva, să le văd pe toate aici. Ca să nu fâșii. Haideți că nu-s chiar așa multe. No. Hai să începem cu gelurile de duș, dacă tot începem, dacă tot am zis. L-am prima dată pe ăsta de la Lux Botanicals cu caprifoi. Și știți că am avut eu o fază în vară în care vă spuneam că am dat de gel, de săpunul de mâini de la ei cu caprifoi, care mi-a plăcut foarte tare și îmi place că l-am și acum în baie. Îmi place la nebunie mirosul ăsta, doar că în cazul gelului de duș nu știu ce se întâmplă, că nu persistă. Nu mai mirosea așa bine. După ce am început să-l folosesc, nu știu ce s-a întâmplat cu el, n-a mai... A fost așa. Și la un moment dat chiar a dispărut mirosul de tot. Ceea ce nu pot să zic că e neapărat rău, dar nici nu mă încântă. De-aia n-am să recumpăr. Deși miroase foarte, foarte, foarte bine. Este Ylang Ylang și Neroli. Am zis caprifoi, nu? Da, nu, sunt plecată cu creierul, nu mă băgați în seama, cu neroli, am faza cu neroli de în vară, când știți că eu am vrut totul să miroasă neroli. Ei bine, miroase super, miroase divin, miroase minunat, ador mirosul ăsta de Ylang Ylang cu neroli, dar pur și simplu nu persistă mirosul, să ducem. Apoi, avem un clasic standard și obișnuit. Ipanema. Ăla mov, pe care îl folosesc de mult timp. Și eu v-am zis că multe v-ați dus și la loc să-l lua pe ăsta, pentru că am zis eu și vă place cum miroase. Da, având în vedere că fac foarte multă spumă în cadă, da, ăsta e bun și plus că miroase bine, are un miros așa fresh, nu super, super tare, așa cât să te... Da, miroase bine când îl pui, când îl folosești pe post de spumant de baie. Apoi, avem iarăși un clasic, și anume gelul de duș de la Lactovit, care îmi place foarte, foarte mult. Este un gel de duș foarte bun, este cu uree și uree ajută la reechilibrarea pielii uscate. Este una dintre cele mai bune substanțe pentru a hidrata pielea, pentru că noi în compoziția pielii noastre, a corpului nostru, avem uree și practic pielea o recunoaște foarte ușor și de aia ajută foarte bine la hidratare. Este un gel de duș care mie personal nu mi usucă pielea și asta e tot ce-mi doresc de la el și îmi place mult de tot. Apoi, avem două, nu unu, scrub-uri, unul cu cafea și unul cu zmeură de la Organic Shop. Ambele îmi plac foarte mult. Sunt niște scrub-uri pe bază de zahăr, simple, banale, nu știu, dar care miros foarte bine și asta miroase foarte bine, miroase a prăjitură cu cafea, dacă știți la ce mă refer, și ăsta miroase a șerbet. Deci miroase, sau a gumă de mestecat, nu știu cum, ceva în genul ăsta, dar sunt absolut delicioase și sunt foarte bune, pentru că au granulație destul de mare, pentru mine sunt bune.
Repet, pot să-mi fac și eu scrub-urile astea dacă mă supăr, pot să mi le fac și eu acasă și dacă nu aveți de unde să le luați sau nu vi le permiteți, deși nu sunt foarte scumpe, puteți să vă luați și voi, să vă faceți și voi scrub-urile astea, adică puneți niște zahăr, niște ulei de măsline sau ulei de cocos sau chiar și gelul de duș dacă n-aveți cu ce, să puneți și se face scrub, adică nu e mare filozofie, dar eu le iau pentru că îmi este mult mai comod să le am acolo în duș și doar să le iau, pentru că să le folosesc. Pentru că de multe ori se întâmplă să uit că vreau să exfoliez pielea și atunci când ajung în duș mi-aduc aminte, scups, stai că am zis că îmi exfoliez pielea. Hai să trecem la păr și la păr avem așa un mic tea, a little tea, we spill the tea, pentru că după foarte mulți ani, de fapt nu, hai să o luăm invers. Știți că pe la începuturile mele pe YouTube și nu numai la începuturi, mult timp după, eu eram înnebunită pe un brand în materie de șampon și balsam. Doar că ceva m-a făcut să nu mai cumpăr brandul ăla și acel ceva a fost faptul că a ajuns la urechile mele că, mă rog, au zis niște chestii despre mine, PR-ii din, de la brandul respectiv. Și nu l-am mai cumpărat și chiar m-ați întrebat, băi, dar tu, da, mai folosești? Și am zis, nu l-am mai folosit, după cum știți, după mult, de ceva ani, cred că sunt vreo 4 ani de când nu mai folosesc, da. Și asta pentru că v-am zis, au ajuns la urechile mele niște chestii care nu sunt prea drăguțe, de aia este foarte bine ca în lumea asta să te abții de la scrie lucruri, pentru că mai ales pe WhatsApp nici nu aveți idee cum circulă lucrurile sau pe Instagram. Așa, deci nu mai scrieți chestii. Și în al doilea rând, da, n-a fost foarte fair, știți, pentru că m-am, cum să zic eu, într-un fel m-am zbătut să promovez DAV-ul și să le fac reclamă și să nu știu ce. Și le-am trimis și niște mail-uri, știu, la un moment dat și nici nu m-au băgat în seamă și după aceea, la fix o săptămână, două după episodul ăsta, m-am trezit că au plătit pe cineva să le facă reclamă, cineva care nu mai folosise niciodată produsele lor. Știți? Adică eu le lăudasem ani de zile și nu eram bună, ba din contră, eram chiar foarte suspectă de niște chestii și ei nu... Nu, dar persoana respectivă care nu le-a folosit niciodată produsele, dar avea audiență mai mare, a fost foarte, foarte bună, da? Și care le lăuda produsele și, mamă, că sunt de senzaționale. Ei bine, de-aia n-am mai folosit eu DAV-ul. Acum, recent, am rămas fără șampon și fără balsam și zic, aia ce fac? Și m-am dus la mine la magazin, că nu aveam timp să ajung în oraș, să-mi iau, că trebuia urgent să vă spăl pe cap, că știți că eu am o alergie la nespălat pe cap. Și zic ce Dumnezeu fac și m-am dus la mine la magazin și dintre toate opțiunile cred că cea mai ok mi s-a părut DAV-ul și zic hai mă să încerc totuși mai fie și un lup mâncat de oaie după atâta timp să iau gama asta albastră de la DAV. Voi știți că eram înnebunită cu gama aia aurie de la DAV, nici nu știu dacă mai există, pentru că efectiv în momentul în care am zis că nu mai cumpăr niciun produs de la ei, mi-a dispărut din vedere, mi-a dispărut, nici nu le mai văd pe rafturi, pur și simplu nu mai știu că există. Eu în condițiile în care știți că pe lângă gelurile astea de duș pe care le folosesc, eu foloseam foarte mult DAV, că în general alea erau gelurile mele standard, cele de la DAV, de toate neamurile, cremele lor de duș în special, le foloseam și m-a deranjat foarte tare atitudinea lor, pentru că, da, mă rog, dar nu sunt singuri, hai să fie serioși, în fine, trece peste. Am luat astea, pentru că v-am zis, zic, hai mă să văd cum e, că nu știu, am înțeles că asta e formulă nouă sau ceva, habar n-am, deci nici nu știu, pentru că nu am mai fost la atentă și n-am mai fost la curent cu treaba asta. Știți cum e? Știți cum a fost reîntâlnirea mea cu DAV-ul? Exact ca și cum te-ai reîntoarce la un iubit și îți dai seama cât de nasoală și de toxică a fost relația. Da. Adică mi-am dat seama că cât de mult am evoluat eu, în primul rând. Mi-am dat seama cât de mult am evoluat eu din momentul respectiv. Mă, nu zic că sunt rele produsele astea, dar nici senzaționale nu sunt. Adică dacă mă spăl cu săpun pe cap
și îmi dau cu un alt balsam mai ieftin, cred că obțin cam același rezultat. Și asta nu o spun pentru că, mă rog, istoria așa a zis, da, ce a zis, nu, nici nu mă interesează. Nu, ci pur și simplu. Și eu v-am zis că eram dependentă de DAV, adică gama aia aurie de la DAV era senzațională și... Da, nu știu ce să zic, nu, ceva nu merge, ceva nu e, adică, da, ok, îmi curăță părul, balsamul netezește așa cât de cât, dar nu stă cum trebuie, nu face ceva, adică nu mi se pare că își face treaba cum trebuie, sau poate e numai gama asta, habar n-am, nici nu știu, dacă mai există gama aurie, ia asta. Cum ar fi să încerc gama aurie să vedem dacă mi se pare la fel de bună? Dacă mai există, adică, nu știu, că eu văd că au schimbat și ambalajele, deci nu știu, da. Cert este că nu mă dă pe spate și... În schimb, ce m-a dat foarte tare pe spate și ce voi folosi cu siguranță de acum colo și voi recupera, sunt șampoanele de la Joico și îmi doresc foarte tare și balsamurile și îmi doresc foarte tare gama asta albastră, dar în perioada asta cu Black Friday, sărbătorile, a dispărut de peste tot, jur, deci nu. Să vedem dacă ajung în magazin să mi-o cumpăr. Deci am șamponul și balsamul de la Joico, care asta e Moisture Recover, se numește șamponul ăsta și e șampon hidratant pentru fir de păr gros, zic ei. Și asta este Hydro Splash, gama Hydro Splash, asta bleu. Așa, nu știu dacă voi vedeți pe cameră o diferență de culoare. Albastru ăsta bate mov, ăsta este un albastru care bate într-un turcoaz mai degrabă. Așa. Diferențe sunt ficative, ca să zic așa. Hydro Splash-ul este pentru o gamă hidratantă, dar pentru păr subțire. Și este, mamă, știți cum este pentru părul subțire? Divină! Și nu încarcă părul, dar îl hidratează foarte bine. Și v-am spus că am făcut pentru ambele hidratante și nu mi-am dat seama că nu sunt din aceeași gamă când le-am cumpărat. Am zis că am făcut combinația de a mă spăla numai cu ăsta și când mă spăl cu alt șampon, în speță cel mov, care îmi deshidratează cumva părul, să folosesc ăsta. Și este atât de minunat balsamul ăsta, cel puțin, și îți lasă părul atât de mătăsos și atât de fin și se descurcă super, super bine, dar îmi place foarte tare și cu siguranță am să recumpăr. Tot în materie de păr am terminat și un batist. V-am zis că eu nu folosesc batistul ca să ascundă că nu m-am spălat pe cap, pentru că sunt alergică la nespălat pe cap. Așa, hashtag spălați-vă pe cap. Sau cum era aia? Hashtag spuneți da spălatului pe cap. Da. Așa, și folosesc batistul mai degrabă pentru textură, știți? Ziua a doua, cum sunt și acum eu sunt în ziua a doua de păr spălat, știți? Arată ok, dacă îl spăl acum îl usuc prea tare și nu e bine, nu este super gras la rădăcină și atunci merge să-i pun un pic de batist, să-i aplic un pic de batist la rădăcină ca să nu se proștească de tot și pe parcursul zilei o să arate ok, deci nu arată nespălat acum. Cel puțin așa mi se pare mie. Ziceți și voi dacă arată nespălat. Da? Eu sunt în ziua a doua după spălare acum și n-are sens să-l mai spăl și astăzi pentru că arată bine. Nu este super gras la rădăcină cum ar putea să fie. Atunci vin cu ăsta, știți? Nu neapărat ca să ascundă faptul că sunt nespălată. Mai mult pentru textură, știți? Înțelegeți voi. Da, batistul toată lumea cred că-l cunoaște. Apoi, am terminat și un ulei de păr și apropo de asta trebuie să-mi cumpăr neapărat ulei de păr pentru că ador uleiul de păr și mă ajută foarte mult și în special când mă coafez este esențial pentru mine. Ăsta de la Botanic Therapy, Argan Oil. Ok, ești, dar nu prea, adică nu face foarte multe lucruri. Este ok, intră în firul de păr, îl hidratează, dar a doua zi, de exemplu, dacă te uiți la vârfurile, vezi că suscate, n-arată super bine. Pe când ăla de la Elsev cu ulei extraordinar, care știți că îmi place foarte tare, ăla parcă ține hidratarea mai mult la el. Știți? Și din... nu numai din gama asta de drugstore, de multe game, am văzut că ăla de la Elsev este unul dintre cele mai bune și având în vedere că este Elsev și prețul este foarte, foarte ok. Da, nu știu, o să, nu, pe asta nu o să-l recumpăr, o să iau altceva,
dar da, am nevoie urgent de ulei. Când folosesc numai șampon, atunci îmi place să aplic pe vârfuri și ulei. Pentru că da, șamponul ăsta, spre exemplu, hidratează foarte bine părul, îl curăță bine și îl hidratează foarte bine și arată foarte ok. Doar că știți cum e, ca și în cazul tenului, după, nu știu, un număr de ore, după o zi, vârfurile încep să arate, mai ales cât te decolorezi ca mine, încep să arate puțin deshidratate, încep să arate nu prea bine și atunci cel mai ok este să aplici un pic de ulei și când te coafezi, iarăși am zis, mai ales în cazul blondului. Știți că în cazul blondului este o problemă, că poate arăta degradat foarte ușor, foarte uscat. Așa, mai am un produs random aici, așa nume pasta asta de dinți de la Pearl Dent. Știți că nu prea vă arăt eu paste de dinți, dar asta mi s-a părut interesantă, Hollywood Smile. Este cam singura pasta de dinți de pe piață pe care am găsit-o eu, peroxid, și dacă vă albiți dinții cu benzi, cu ceva, ajută la întreținerea albului. Este ok, este o pastă de dinți foarte, foarte ok. Eu o iau din DM și este bună, o iau, am și acum și este foarte ok. Împreună cu alte produse își face treaba foarte bine și mie mi s-a părut că chiar mi-a albit puțin dinții, adică mi se pare că... Acum nu sunt nici excesiv de galbeni ai mei, nu sunt nici excesiv de... nu-i albit nici foarte tare, adică nu am avut chiar un Hollywood smile, adică albul ăla de... Nu poți să te uiți la ei, care mie mi se pare grotesc, apropo de dinți. Dar, da, am văzut o mică diferență care mi se pare destul de importantă, pentru că, în general, de la pastele de dinți nu prea vezi diferență. Toate spun că albesc, dar, de fapt, niciuna nu albește, pentru că ele sunt granulate, îți albesc dacă ai tartru cumva pe dinți și mai îndepărtează din tartru ăla. Dacă nu ai foarte mult tartru, ce să albească? Bun. Hai să trecem la skincare și avem aici, avem o vitamina C 20% și dacă mai stăteam puțin, mai terminam încă una de la Revox, clasică, standard, știți că îmi place, știți că o iubesc, este minunată, o folosesc de ceva timp și o folosesc constant pentru că așa trebuie folosită vitamina C, că tot timpul îmi zice pe bărți, dar eu n-am văzut să-mi treacă petele solare de la vitamina C, păi nu o să-ți treacă. De la vitamina C nu o să streacă petele solare prea curând, adică ca să streacă petele solare de la vitamina C trebuie să folosești vitamina C intens, așa, bine, de două ori pe zi cu SPF, vreo 5-6 ani, știți? Adică nu vă imaginați că trec imediat, dar este bună pentru că este antioxidant și ajută foarte mult. Vitamina C vine în completarea multor altor ingrediente din astea active, inclusiv a retinolului, și ajută foarte mult tenul pentru că este antioxidantă. Iar asta de la Revox, v-am mai spus că îmi place foarte tare pentru că are formulă stabilă, nu se oxidează și are concentrație 20%. Cam cea mai mare concentrație pe care am găsit-o eu pe piață. În rest, cam toate sunt de 15,5, cam așa, cam aia e concentrația maximă pe care o găsiți și cu precădere se oxidează cam toate. Dar asta... o ador. Apoi am terminat un balsam din asta de machiant de la Clinic Zero. Pe asta mi l-a făcut cadou Eugenia anul trecut de Crăciun și l-am terminat aproape acum de Crăciunul ăsta, nu chiar acu, dar aproape. Eu în general nu folosesc de machiant decât dacă mă machiez puternic, adică dacă am fond de ten și toate cele. Când am anticearcă, un pic de mascara și doar sprâncenele făcute, mă spăl, știți, și se ia totul fără nicio problemă. De aia m-aș ținut așa de mult. Plus că nici n-ai nevoie de o cantitate foarte mare. Asta este el un balsam din ăla solid care se transformă în ulei. Deci, practic, tot un ulei este un ulei din ăla solid pentru demachiere. Ok, și a fost ok, a fost bun, a fost în regulă, dar nu pot să zic că am văzut o diferență foarte mare între el și uleiul de la Nivea. Aia tot ulei, adică tot aia face, nu știu. Da, am văzut o diferență între el și apa micelară, dacă e să o luăm așa. Iarăși, nu am văzut nicio diferență între el și ăla de la, de la Clinic. Take the day off. Nicio, dacă vreți, asta este oricum mai excesiv din ce mi-aduc eu aminte decât Take the Day Off, așa că nu, da, pe mine nu m-a impresionat, știu că toată lumea cu Take the Day Off, senzațional, nu, pe mine nu m-a impresionat, am avut o chestie de aia mică și l-am încercat și nu m-a impresionat, efectiv.
Dar dacă vă putea gândul să-l luați pe ăsta, da, este ok. Este în regulă, dar v-am zis, sunt și alte alternative. Bun. Avem așa, o mascara, un anticearcăn și un gel de sprâncene, mascara. Extra 3 de leșu care nu prea face sărăcuțul nimic. Nu face nimic, adică e ok, ok. Are periuța asta așa, relativ dolofană. Da, bunicel, da, asta este iarăși mascara din aia pe care dacă te duci la liceu poți să o porți ca să nu se vadă foarte din tare că ai mascara, dar totuși să stea genele, știți? Cam așa este. Da, eu vreau mai mult. Aha. Apoi, Fit Me, concealerul, anticearcănul, este foarte, foarte bun, îmi place foarte tare și cu siguranță o să-l recumpăr, că este super, super bun și nuanța asta mi se potrivește foarte bine, în special pe față am aplicat-o, pentru că v-am zis, am o chestie în ultima vreme, că nu mai este nuanța 15 și am o chestie că am zile în care mi se pare că arată atât de bine tenul meu că nu are nevoie de fond de ten. Câteodată mai rău îmi face fondul de ten și parcă mai tare scoate în evidență textura și toate cele din porii și toate cele. Și atunci prefer să aplic anticearcăn în anumite zone și I'm ok. Și iar ăsta se completează foarte bine, intră foarte bine în piele și cumva e de acolo, din filmul ăla, din nuanța pielii mele și nu se vede diferența, știți? Adică nu arată ca și cum aș fi dat pe local cu ceva, știți? Nu arată ca și cum aș fi făcută din pedice. Și un alt produs foarte bun, care mi-aș dori să aibă o nuanță și mai deschisă de atâta, este acest gel de sprâncene de la Maybelline, dacă știi cum să vă zic, Expert Brow, așa, și este nuanța aia blondă, cea mai deschisă, care mie personal mi s-a părut destul de închis, nu mai face nimic, dacă mai făcea, mai foloseam, dar în schimb este genial, vreau să-mi iau varianta aia transparentă, pentru că este super glue pentru sprâncene și dacă aveți fire din alea de sprâncene încăpățânate ca mine, care se încăpățânează să stea așa, nu așa, nu, ele vor să stea așa, este minunat că le lipește și le lipește pentru întreaga zi și dacă dormi cu ăsta pe sprâncene, a doua zi te trezești cu ele lipite. Evident, nu vă recomandă nimeni să dormiți cu machiajul pe față, sub nicio formă, dar în caz că vă bătea gândul, să știți că rezistă. Astea rezistă, ăsta rezistă chiar la, nu știu, și la tsunami și de tot rămân sprâncenele în loc. Este super glue pentru sprâncene, efectiv. Ține, rezistă foarte bine pe sprâncene, atâta că mă deranjează culoarea, că este puțin mai închisă decât capacul, să spunem, că dacă era nuanța asta de pe capac, era perfectă. Dar este mai închis, este un maro cenușiu, așa, mai închis de mult față de capac și îți face sprâncenele destul de închise când ești blondă. Ce mă enervează este iarăși trendul ăsta cu hai să facem sprâncenele închise, hai să nu... Pe partea de drugstore nu există produse pentru sprâncene care să fie bune și să fie mai deschise, așa, nu, toate sunt închise. Și asta este enervant pentru că, repet, sprâncenele închise te îmbătrânesc. Dacă îți faci sprâncenele închise la culoare, te îmbătrânesc și arăți ca un yeti și mai ales când ești blondă, îți adaugă vreo 10 ani când sunt prea închise sprâncenele. Deci terminați cu prostia asta de a vă face sprâncenele prea închise la culoare, că nu e ok, deci nu arată bine. Când te uiți la lumină naturală la o femeie și o vezi că are lipitorile aici, nu e ok. Dar, în schimb, gelul în sine, foarte, foarte bun. O să caut varianta transparentă, că parcă era și o variantă transparentă și o să mă rezum la aia și altceva pentru culoare. So, da, cam atât. Astea au fost produsele mele terminate. Mulțumesc dacă v-ați uitat. Spuneți-mi ce ați încercat voi din toate produsele astea. Spuneți-mi ce ați testat sau ce alte recomandări aveți, că le aștept cu mare drag. Vă pup, mă bucur că am scăpat de gunoaie pe anul ăsta. Ciao, ne vedem mâine!